Bună seara tuturor! Am să fac o etalare pentru acest weekend, o etalare în trei variante ca să fie puțin mai particularizată. Varianta numărul 1, piatra albă, varianta numărul 2, piatra verde, varianta numărul 3, piatra roșie. Alegeți intuitiv varianta care rezonează cu voi și să vedem ce dezvăluie cărțile, ce se grăbește. Se grăbește un bărbat îmbrăcat în uniformă, poate fi un militar. Puteți afla un secret. Puteți afla un secret. Un secret care ține sau nu de haina de stat. Asta mai puțin este relevant, ci mai degrabă poate fi vorba și despre o neliniște. Pentru voi, poate o neliniște pentru niște situații care vreți să le rezolvați și întârzie sau din cauza unor secrete. Are legătură poate și cu casa sau cu o instituție. Haideți să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste, surprize pentru acest weekend. Sunteți pe gânduri, căutați poate o soluție, vă gândiți la niște bani, vă gândiți cum să mai faceți rost de niște bani sau cum să rezolvați niște probleme. Văd că căutați cumva să vă apărați, să zic, niște drepturi, poate. Căutați soluții pentru a vă apăra niște drepturi, pentru a vă descurca fără probleme într-o situație. Albă, verde, roșie. Am să încep cu prima variantă, piatra albă. Haideți să vedem la piatra albă. Ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă, ce ar putea fi în afara casei, în dragoste, surpriză. Vești, vești care țin poate și de un bărbat, de un domn căsătorit aici. O să aflați voi poate niște bârfe, niște răutăți, legate poate și de vreo persoană din lumea bună sau un bărbat căsătorit. Par niște răutăți la adresa acestei persoane sau din cauza acestei persoane. Ceea ce știți voi. Voi știți că nu prea aveți încredere într-un anturaj, pentru că nu sunt de încredere. Știți că vă place să socializați, dar doar cu persoane care le cunoașteți foarte bine, pentru că nu aveți încredere în oricine și mai știți poate și de o hoție, de o trădare, de o gelozie, de o hărțuială. Ce nu știți? Nu știți că veți primi niște vizite sau veți avea o inspirație, vă gândiți să vă duceți undeva. Se poate că și cineva se gândește să vă invite la vreun eveniment, la vreo întâlnire. Nu știți că poate veți avea un weekend liniștit. Acum depinde de voi. Pot veni și invitații la vreo întâlnire la cineva, dar poate că voi vă doriți să stați mai relaxați, mai liniștiți. Ce ar trebui să știți? Da, poate că ar trebui să știți că trebuie să vă îngrijiți sănătatea și ar trebui să știți că voi, ca doamne, puteți avea un succes, o reușită pe cont propriu. Ar trebui să știți că poate și cineva din cunoștințele voastre are o problemă de sănătate. Cineva pare cumva care are o problemă de... are o tristețe, trece printr-un doliu, poate că o să aflați de cineva care trece printr-un doliu. Pentru casă în casă, așteptați-vă la daruri, la cadouri, la o persoană în vârstă care poate se gândește la voi să vă ajute cu ceva, poate fi cum ar veni tatăl sau, mă rog, bunicul, cineva din familie sau partenerul în funcție de vârsta voastră, copilul. În orice caz, văd aici că aveți niște reușite, niște realizări pentru dorințele voastre, vă pot veni niște cadouri, niște daruri, un succes, ambițiile voastre pot fi reușite. În afara casei, petreceri, invitații, musafiri, dar pot apărea și neplăceri care țin de vreme, țin de o ceartă neprevăzută sau să nu se întâmple ceva aici, într-o familie, într-un cuplu, în afara casei, să aflați voi de vreun scandal, ceva, poate și legat de o persoană care intră într-un scandal sau provoacă un scandal într-o familie legat de o petrecere, ceva. Și în dragoste s-ar putea să aflați de vreun doliu, s-ar putea să aflați de cineva care trece printr-o despărțire sau sunteți voi care
faceți o clarificare cu un partener care o să aflați de ceva care poate să și pocăiește. Foarte posibil, asta e schimbarea care o veți afla voi. Cuiva îi pare rău că voi nu știți aici sau să nu aflați de cineva că trece prin vreun doliu, pentru că ar trebui să știți totuși că cineva e bolnav. O să aflați de cineva bolnav care trece printr-o problemă și surpriza voastră posibil să aflați de vreun doliu, că văd aici că apare vreo neliniște legată de un doliu, de cineva care rămâne singur, poate cu copilul, spre exemplu, puteți afla de cineva care trece printr-un doliu, un îndrăgostit, poate fi. Oricum, cineva aici pare că se pocăiește, cuiva îi pare rău, o să aflați de cineva, ori vrea să se întoarcă la voi să se împace, ori să nu treacă prin un doliu și rămâne cu un copil, Doamne ferește. Haideți să vedem și pentru varianta numărul 2, varianta pieptul vers, ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste, surprize pentru acest weekend. Vești, vă vin niște vești, vești bune, deci așteptați-vă foarte repede la niște vești în acest weekend, vești bune. Notăți, invitații poate la un eveniment, la o petrecere, aflați ceva care vă dă o stare de spirit pozitivă. Aflați și de, vă vine și vreo idee, poate, ca să evitați o ceartă, un scandal sau legat de despărțire, să rezolvați o problemă legată de un divorț, de o separare, sau să evitați un scandal, pentru că cineva prea poate să aibă chef de a vă provoca puțin la un scandal. Ce știți voi? Știți, într-adevăr, că nu prea aveți prieteni. Știți că aveți parte doar de persoane care sunt false. Chiar puteți să vă separați de cineva din cauza acestei falsități sau v-ați separat deja, știți acest lucru, că ați avut o pagubă, o pierdere, o singurătate, ura cuiva. Voi știți că sunteți o persoană amabilă și drăguță și aveți reușite, dar știți și că sunteți urâte de cineva sau urâți. Cineva vă urăște. Deci aveți persoane care vă urăsc, nu vă agrează. De ce? Pentru că sunt ele într-o ură. Ele sunt, fiecare, cum se spune, fiecare oferă ceea ce are. Și mai știți că în ciuda acestei dușmănii, ură sau nefalsitate ce a fost, voi în schimb v-ați împlinit niște vise. Cumva pe voi v-a ajutat această ură, pentru că în felul acesta ați evitat să intrați într-o înșelătorie sau faptul că aceste persoane nu v-au iubit și nu v-au oferit prietenia lor și amabilitatea lor, să zic așa, simpatia lor, pentru voi a fost o ușurare, pentru că în felul acesta ați evitat, de fapt, să intrați într-o greutate, adică chiar v-a făcut un bine, pentru că s-au purtat așa cu, că v-au ținut la distanță de ele. Că chiar dacă v-ați ținut singură, deci adică v-a făcut să fiți într-o singurătate, dar în felul acesta cel puțin ați evitat altceva mai rău. Da, într-adevăr, pentru că ar trebui să știți că pentru voi vin vești bune, momente de liniște, de libertate chiar. Cumva, pentru voi a fost un avantaj aceste persoane, că par două, v-a adus o dezamăgire pe de-o parte, că v-ați trezit că nu vă iubesc, că sunteți, nu prea aveți simpatia, să zic așa, din partea unor persoane, dar pe de altă parte v-a adus o reușită, o realizare, momente de liniște, vești bune, v-ați rezolvat niște probleme pe cont propriu, pentru că dacă ați fi fost poate împreună cu aceste persoane, probabil v-ar fi adus pagube, înșelătorii și așa mai departe. Așa, cumva v-ați descurcat singure și nu aveți niciun fel de bătăi de cap, văd că sunteți într-un relax. Ar trebui să știți, poate chiar să vă relaxați, că vă vin vești, dar poate că într-adevăr și să fiți prudenți, că falsitatea nu este trecută. Deci vă mai pândește această falsitate. Poate să fie și o persoană falsă, sau poate să fie și o energie negativă, malefică. Ar trebui să știți că trebuie să gândiți pozitiv, să vă bucurați, să vă distrați. Să vă faceți, vă împliniți visele, să nu mai fiți tristă. Posibil și să aflați de cineva care trece printr-o tristețe. În casă, pe casă, sunt speranțe să descoperiți, să scăpați de o hoție, de o persoană care, cuiva îi va apăra rău de o hoție aici, o să descoperiți. Deci, ce interesant, voi știți deja, ați descoperit cine vă sunt persoanele nefavorabile, niște persoane care sunt perverse puțin,
nefavorabile pentru voi, false, intrigante, etc. Și o să aflați, are legătură cu casa, poate nu neapărat persoana din casă, adică vreun partener, sper să nu fie așa, ci ceva care are legătură cu, își face, și-a făcut iluzii, deci o persoană nesinceră, o persoană, dar posibil la unul dintre voi să fie și un partener care nu a fost sincer cu voi și de care vă despărțiți și o să-i pară rău. O să-i pară rău acestei persoane. În afara casei o să aflați de vreun ceartă, de vreun scandal aici, din cauza unor tineri aici. Aici pot fi și ambițiile unor tineri care vor intra în vreo ceartă, în vreun scandal între ei, pentru că ambițiile lor cumva nu le iese o pasență. Deci aici o să aflați de niște tineri care ei și-ar fi dorit ei ceva, o hărțuială. Aici cumva e o hărțuială în afara casei, care poate era cum ar veni pentru voi și nu le iese pasența și s-ar putea să certe între ei. Da, pentru că are legătură poate și cu dragostea sau are legătură și cu un partener care, de care voi poate cumva vă deja are niște secrete această persoană. Apare o haină de stat, deci s-ar putea pentru unele dintre voi să aveți, ori aveți o relație cu o persoană cu haină de stat care poate nu e sinceră, mai are pe cineva și de aici apar aceste, voi vă faceți poate speranțe ca persoana respectivă să întoarcă la voi. Dacă cumva aveți vreo relație aici, cumva nu, e o iluzie, că mai degrabă ați putea avea neplăceri, văd că de aceea poate ar trebui să știți că trebuie să vă gândiți mai mult la voi, pentru că s-ar putea să apară o neînțelegere cu un partener dacă nu e sincer. Iar dacă e sincer, atunci veți afla de un ceartă, scandalul care va ieși din cauza unei întârzieri, unei hărțuieli care, cum ar veni cineva, a spus o răutate despre voi și partenerul vostru s-ar putea să reacționeze dacă aveți partener. Dacă nu aveți partener, atunci și visați la vreunul să se întoarcă la voi, atunci această persoană mai degrabă va spune vreo răutate decât să se întoarcă, pentru că văd că întârzie, are niște secrete, are niște răutăți și posibil să aibă și vreo relație. Da, posibil că vă întristează, dar nu vă va afecta, pentru că voi vă veți descurca singure. Văd aici că ori aveți prieteni, familie care vă sunt aproape, ori voi pe cont propriu veți ieși singure și vă veți relaxa, veți sta acasă sau veți ieși pe undeva la plimbare. În orice caz și singure nu vă este greu, nu vă este rău, chiar dacă poate vă dezamăgește o anumită persoană sau chiar și o prietenă, văd aici un bărbat, puteți avea neînțelegeri sau neprietenia lor și văd o tristețe, o neplăcere, că vă gândiți că de ce se poartă așa cu voi, că voi le-ați oferit prietenie, voi ați fost drăguțe, voi ați fi vrut să fie bine, dar nu sunt pe aceeași lungime de unde cu voi. Dar nu este despre voi și văd că vă veți consola, să zic așa, cu voi. Știți că voi meritați mai mult și nu vă pierdeți timpul. Cumva vă văd așa, că nu vă veți pierde timpul prea mult să stați nici triste, nici supărate, nici să vă gândiți la ceva, la cineva care nu vă merită, care nu se gândește la voi într-un mod plăcut, într-un mod care să vă dea bucurie. Haideți să vedem și la varianta numărul 3. Ce dezvăluie cărțile pentru acest weekend? Ce știți? Ce nu știți? Ce ar trebui să știți? De niște vizite și la voi, dar și la voi niște falsități, așa sunt. Așa, la ordinea zilei, aceste situații înșelătoare. Haideți să vedem ce spun cărțile, ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste, în surpriză. Da, poate că vă veți odihni, cumva aveți o tristețe, o dezamăgire sau poate pentru unele dintre voi aveți și pe cineva bolnav. Sau sunteți voi într-o stare de spirit așa puțin mai pesimistă, nu prea aveți chef de nimic sau poate sunteți puțin răcite, cine știe, aveți și vreo problemă de sănătate. Ce știți voi?
Știți de o vreme proastă sau de un scandal, ceva, de un incident legat de drum, poate și legat de cineva care face spor, mișcare în drumurile voastre, știți de niște contrarietăți, poate, care au apărut între voi și cineva, sau cineva care a trecut printr-o neplăcere pentru un drum, sau legat chiar de un examen. Ce nu știți, că veți avea niște noutăți sau vă pune speranțe, poate veți vă gândi să jucați la lotul, vă pune speranțe să jucați. Posibil să aflați de vreun bărbat aici care are vreun câștig sau riscă să joace la loto și poate juca o sumă mai mare, spre exemplu, și ea poate fi cu noroc sau poate fi cu mai puțin noroc. Aici e o chestie de hazard. Ce ar trebui să știți? Că veți câștiga niște bani. S-ar putea ca iubitul vostru să câștige la vreun joc. Deci voi nu știți că acest bărbat poate juca la un joc și își face speranțe. Și e posibil să apară un câștig. Dacă nu apare câștigul, apare dragostea. Deci oricum ar fi ceva bun iesă de aici. Eu văd că va aduce un cadou, un dar, o declarație de dragoste. Deci la această variantă vă văd că ori veți cunoaște pe cineva la o petrecere, la o întâlnire, e ca un câștig la loto, acest tânăr cu care voi puteți face cunoștință. Ori e deja l-aveți și vă veți bucura și de un dar, de întâlnirea cu această persoană, de ieșirea pe undeva. În casă pe casă, aici totuși o tristețe, o greutate, s-ar putea să aflați de cineva care are probleme cu legea, e cineva care vrea să vă facă o greutate, o izolare, un scandal, vrea să vă provoace aici. Aveți niște hărțuieli pe casă, în casă, poate și din cauza unui speculant. E cineva care vrea să vă aducă într-o pierdere, într-o pagubă, într-o izolare, într-o greutate. Deci pentru casă, în casă, are legătură cu ceva de afaceri, ceva, ori e vorba de un divorț, și atunci s-ar putea să aveți probleme puțin, aflați de acest bărbat, poate chiar nu e vorba despre voi că aveți probleme, ci pe casă, în casă, totuși acest bărbat cu care voi sunteți într-o despărțire să nu aibă vreo problemă sau să nu încerce să vă facă vreo problemă. Dar văd că în afara casei aveți reușite, daruri, cadouri, s-ar putea să aveți și o nouă cunoștință sau să aflați și de cineva care se desparte. Și în dragoste la fel, bucurii, vești, aflați niște secrete, musafiri, invitații pe undeva. Deci, mai degrabă aici spun pe casă, în casă poate fi legată și de cineva cu o proprietate care are o problemă, o să aflați poate de cineva care are o problemă, chiar cu legea sau cu sănătatea, cine știe, e vorba și de sănătate sau are vreo pagubă de bani din cauza unui scandal. În schimb, pe surpriză, totuși sunt niște răutăți, niște bârfe aici, o să aflați voi de niște falsități, de niște persoane care fac niște lucruri mai puțin oneste. Vă veți elibera voi poate pe surpriză de persoanele care sunt de neîncredere. Deci aici cumva voi aflați pe surpriză de persoane care sunt foarte bârfitoare poate sau răutăcioase, false. Văd aici niște înșelătorii, aflați de niște escrocherii sau de niște combinații, cineva care vrea să facă niște combinații ca să aducă pe cineva într-o umilință sau cineva care pretinde că ar avea nevoie de un vreun ajutor, dar în realitate e doar o falsitate, ca și cum e cineva care ar fi că spune că nu are nu are ceva care o sursă de venit, spre exemplu, ca să fie ajutat, sponsorizat de cineva și în realitate are. Aici aflați de niște înșelătorii pe surpriză. În rest, văd că poate fi așa doar un weekend destul de liniștit. Probabil veți sta și mai mult acasă sau în sânul familiei. Văd aici că mulți dintre voi în acest weekend vă veți relaxa. Ieșiți pe undeva unde sunteți între prieteni. Cumva căutați așa o energie a unor cunoștințe. Nu prea vă hazardați în locuri mai puțin cu persoane, adică care sunt mai puțin cunoscute. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, vă doresc să aveți un weekend minunat, binecuvântat pe toate planurile, oriunde v-ați afla, să fiți în siguranță, aveți grijă de voi, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!